Victor, și cu lemnul, și cu mâțul, și... Tu crezi că putem noi mere cu atâtea, eu să le vătrag pe tăți în jos? Și moale și roata la căruțul ăsta. El e cu smeura! Vezi că sunt grup mâțul, mă! Hai te-o să ții de răsoane aici la curbă, că și-o am picat cu mic. Vine că e în adăpost? Mm-hmm. E afară? Da, da. Ia cari! Salut și capele! Uite, mami, hai să vezi! Și capele, uite ea! E mare ala negru! E țapul, Sofia! Oameni buni, în video de astăzi îi facem o căsuță la Măriuca. Sofia avea în plan să-și facă o căsuță la păpuș astăzi, dar băieții au alt plan decât fetele, nu-i așa, Victor? Da. Și trebuie musai să-i facem aici adăpostul la Măriuca, pe drum încoace cu tăche scule și cu grin și cu tăche pe coasta asta în jos. Mi-a și răsturnat lada cu scule, deci o început la fix. E și acum trebuie o început lucrarea asta, da? Hai să te ții de răsoane aici la curbă. Că și-o am picat cu mic. Dar avut dreptate. Exact acolo. În același loc. În aceeași grapă. Da, se întâmplă când vrei să le faci toate deodată, Sofia. Na, așa, păi pui sculele de vânzare pe OLX în stare bună. Da, cine le vinde astea, că mie trebuie. Nu scap eu decât lucru îmi dai tu mie. Stai. Am uitat ce mărunțelile mi s-au basculat pe jos. Fata, ți-o zis. Nu te-am avertizat. Da, dar nu te-am băgat în seamă, vezi? Ce bine e să bagi în seamă o avertizare câteodată. Ioi. Trebuie strânse toate. Măcar ce s-a aerisit un pic. Da, sunt măcar s-a aerisit. Păi. Dar noi gătăm astăzi ce ne-am propus, Sofia. Vai, uite ce tu. Sigur asta să faceți, eu mă pun aici jos și mă uit. Da, da, uite-te de acolo. De acolo de jos, uite-te. Bate soarele în fond. Ai găsit ochelarii! Dar ce făceai cu ramele astea de ochelari acolo la scule, dragule? Da, eu știu de când erau acolo, când m-am dat cu sculele. Nu vezi, cu ocazia asta numai bine îți faci cura la scule. Câteodată când te chinui așa și numai nu-ți iasă treaba și să mai și răstoarnă pe dos, îți vine acru, știi? Acru în gât. Ia, astea le-am pregătit pentru culpătoarele alea tale, să le pun la capăt, să nu crape, știi? Și omuleta plin, ba jos, ba sus, ba încoace, ba încolo, dar... No, nu te înțeleg cât un pic. Ei, nu știi tu cât are pe cap un bărbat. Eu mă bucur că nu-s bărbat și nici femeie. Ești domnișoară încă. Da. Victor, îți cură nasul? Că inițial m-am pornit cu ideea că Victor și Sofia m-or ajuta să ajung cu bine jos, m-or asista, m-or ține să nu se răstorne. Dar după aia, amintindu-mi că trebuie să duc și lemne, am zis lasă că ori putea duce fiecare câte un lemnuc mai mic. Și uite așa mă trezesc cu toate pe cap, pe dos. Te-ai înhămat tu la prea multe. M-am hazardat. Păi, vina ta, cea mai mare problemă
bucățile astea de fier din iarbă trebuie strânse, că dacă vine măriuca și paște pe aici și înghite un șurub, moare și gata e cu măriuca. Cu astea nu-i de joacă, nu le scoți afară, tati. Nu, mi-au căzut, uite aici le pun. No, ce? Ia, deja am de acolo au căzut, no, încearcă să le pui înapoi în set. Sofia, ai răbdare. Că la final vii tu să te mai uiți, bine? Nu duc acum. Suntem gata, hai să o veveriță care își împlânta ghidele în pământ. Veverița Svetlana. Și păcăteleanu Vitor. Unde mi-i zghidele? Nu le mai găseam, așa? Și în locul lor? Erau în pământ, creșteau în locul lor. Așa au făcut veverița Svetlana pe pădurea. Vitor, nu-mi dă mai în spate. Unii se întreabă de ce cerem noi 20 de lei pe litru de lapte și de ce avem noi atâtea pretenții să punem mâna la lucru, mai primesc câte un mesaj de la din ăștia care cred ei că știu ce vorbesc. Dragilor, am dat 400 de lei pe scândurile astea ca să le pun sub giboliță, 100 și ceva de lei numai pe un lanț în primăvară. Și ghibolița n-are numai un an și ceva, că mai trebuie să aștept încă un an până va da lapte. Și va da în primul an un pic de lapte. Deci cheltuiești o grămadă pe adăposturi, pe condiții la animale, pe tot ce ai nevoie. Și după aia cineva ar avea pretenția să-i dai la pe bani de nimic. Cum se întâmplă foarte des în țara asta, că cei care și-au blocat banii și-au investit, să trezesc că nu le cumpără nimeni produsele și trebuie să le dea pe bani foarte puțini. Cine vrea să cumpere calitate, a și plăti. Dar noi, în primul rând, pentru noi ținem bivolița asta și facem astăzi o căsuță frumoasă pentru ea, să se simtă bine, să nu-i fie frig la genunți iarna și să ne fie nouă drag să-i facem curat. Restul povești. Dar nu-i problemă că avem încă, nu-i problemă că avem încă vremuri călduțe, avem și un soldat, soldat necunoscut care ne păzește și... Care aruncă cu ghidele. Ne apucăm de treabă. Sofia, ce? Adă-mi lada aia dreptunghiulară cu circularul de acolo. Asta dreptunghiulară cu circularul? E o ladă dreptunghiulară. Aia pătrățos, așa. Mă gândesc că până gata, eu de tăiat astea patru bucăți de lemn, s-a arde și circul asta. Te descurci, Victor? Da. Vai, ce slabă lumină avem aici. Măriuca! Ce faci, fetița? Te uiți cum mătură? Ce face? Are program acum. Fiecare dimineață fac curatul ea. S-a uitat așa cum îi mătură. Păi da, că știa ce se întâmplă. Știi care băi o muncă. Ea acum e la antrenament. E în dresaj. Bivolii sunt animale mai încete. Bivolii sunt animale mai nevoioase, mai încet să mișcă. Dar și la ea mă străduiesc să-i curăț inclusiv sub picioare. Și o tot mut din coace încolo, o tot ăsta și să se învețe să-și tragă picioarele, să nu rămână mizerie sub picioare la ea. Ce? Sigur. E cam șmecheră că face glume. Da. Da. Cum așa? După ce fac curat la ea, așa nii, pun fânul. E. Și până mă duc eu și deschid caprele, ea face o balivă aici.
Pe care eu nu-i bai, că dacă nu se țipă jos, pe ea e bine. Ia uite-te, vezi ce curat am făcut. Cum să uite la tine, ce-i faci? Îți place așa, e că ți-am făcut curat. Pun aici curatul tine, dar știi ce? Dar astăzi nu mai plouă. Astăzi ieși afară, zice că merea fărucă. Ce faci frumoasă? Dacă ne-am săptănat un pic, am curățat. Dacă știți și ați avut bivoli, să-mi spuneți oare de ce... Le curge ochii? Le curg ochii așa câte un pic. Pe poate orăcit, e cam și nasul, e tare urât. Nu, cred că orăcit. Un pic eu curs ochii, ca și cum ar fi plânsă de dorul meu. Să vă dor de mine tu. Ia să te văd. Poate de la praful de aici, din fân sau ceva. Un pic de praful e. Ce-ai, mă? Frumos, ia. Sunt câțiva urmăritori care ne tot scriu în comentarii. No, ce face Măriuca? Cum e Măriuca? Cum și-a revenit Măriuca? Are Măriuca puiuț? Ai puiuț tu? Încă nu știm. Răspunsul cel mai simplu e că încă nu știm. Nu știm clar după cât timp se poate face ecograf, dar am numărul unui doctor, cred, care se poate deplasa cu ecograful și suntem nerăbdători, probabil săptămâna viitoare, dar scrieți-ne voi în comentarii la câte săptămâni de la presupusa muntă se poate vedea la ecograf dacă o bivoliță e gestantă sau nu. Noi vrem să aducem ecograful oricum să facă la capre, la purcica lui Mila, să vedem dacă e gestantă. Și dacă le putem coordona toate împreună să facă și la Măriuca, ne-ar plăcea tare mult să știm exact ce și cum. Dar video de astăzi e despre noua casă a Măriucăi, care s-a îmbunătățit foarte, foarte mult. Eu cred că... hai mai încoace un pic. Cred că totuși un pic distanța între ăștia doi stâlpi e cam mare, pentru că atunci când o scot afară, ea trebuie să se dea înapoi tare mult. Da, dar dacă iei ea se va mai lungi. Dacă iei scândura. O variantă la care mă gândesc este să îndepărtez scândura asta și când o iau, să o iau pe aici. Însă rămâne de văzut, nu s-o hotărât încă. Eu cam dată ea fiind scurtă, încă să mai trag un pic înapoi și merg pe varianta asta. O mare, mare îmbunătățire o are această iesle care, după cum vedeți, e în prelungire a ieslii caprelor până jos și mai tragem de acolo ce rămâne de la capre, tragem la Măriuca. E cam umplut aici acum, nu? Da, i-am umplut asară, uite-te la ea și ce umflate. E gata de explodat. Mi-am făcut loc acolo că am tras balotul ăsta încoace și vreau să bag 3 baloți uscați pentru că o ploua câteva zile, acum am început să se uște baloții și o să-i bag aici înăuntru să am pe câteva săptămâni. Ești bucuroasă? Te pupă. Deci avem o iesle, avem aici o grindă de 10x10, am prins-o cât s-o putut de bine și de zdravân. Dă-te înapoi. Vreau să mă laud și cu... Eu sunt foarte mulțumit și satisfăcut de fierul ăsta care l-am luat de la altă... de la un ștraf vechi, de la niște lese de lemn. Și uite așa funcționează. Acum cum poate funcționa, că nu-i greu. Dar l-am prins frumos în șuruburi și... nu pe acolo să ia, nu pe acolo, nu. Măriuca, ce e schibiții faci? Hai să ieșim. Voi faci pe o bale că faină afară, ia. E cam greu iasă pe după stâlpul ăsta. Nu. Da. Cred că e cam plină, s-o cam umflat peste noapte. Vezi? Deci stâlpul ăsta aici a fost și n-aș vrea să-l mut pentru că e prins până în podea, așa cum am decupat podelele astea de lemn. Hai să vezi ce faine-s podelele. Uite-te tu ce frumoasă lucrare am făcut. I-am pus și bolovanul de sare. Da. I-am pus aici adăpătoarea. Și de toate are în garson. Deci de toate are în garsoniera asta. Da.
Deci de toate are în garsoniera asta. Da. Merem afară. Dacă unii dintre voi vă amintiți cât de agitată și de sărită era Măriuca la început, că nu puteai să fie în apă, iar acum atingeai la unde sărea din față. Uite că acum, după ce am tot umblat și un an de zile la ea, ea deja abia ta știu, a, păi ăștia sunt prietenii mei, păi ei îi las să mă tragă de țâțea. Te lasă! Îi lași! Păi no. Mă lași? Dar neapărat să ne spuneți, pentru că știu că avem printre urmăritori și oameni care au crescut bivoli. Să ne spuneți, zicei curgochii, eu încă n-am sunat-o pe doamna Anca din Baia Mare, dar o să o sun, că nu-mi place cum e situația. Stai cum. Piciorul Măriucă s-a recuperat complet pentru că din ce am văzut noi și ne-am lămurit până la urmă, fusese doar o rană, s-a lovit tare în ceva, dar nu i-a rămas nimic acolo pentru că nu s-a infectat, a fost doar umflată, inflamată. Am mai umblat cu spray pe la ea, am mai umblat cu creme, am dat-o și cu un pic de propolis. Tinctură de propolis. Și ne bucurăm că s-a desumflat, că umblă bine pe el și că nu mai șchioapătă. N-am umblat cu tratamente cu antibiotic și cu alte probleme, pentru că antibioticul, dacă în cazul în care ai gestant, antibioticul s-ar putea să deranjeze la gestație. Ce-am văzut acolo? Am văzut ceva. Am văzut caprele. Vecinii. No. Asta e treaba. Hai să merg. Ce curioasă. Nu mă încerc. Noi pe aici merem, dar venim pe acolo, N-am băgat de seama. Așa-i după vârstă. Nu mai contează, așa? Nu. Locuința de zi a Măriucăi. Ne bucurăm că avem vreme bună. Când nu plouă, o lăsăm afară. Dacă o plouat alaltă ieri, ieri n-am scos afară, că o pe moale pământul. Și nu vrem nici să scurme, nu știu cât. Dar când e câte o zi uscat, acum toamna târziu, deja suntem la începutul noiembrie. Dar e bine. Asta e viața la țară, creștem animale, ne bucurăm de ele și avem ocupație. Lapte n-avem noi. Avem lapte, dar o mai avea, dacă ajută Dumnezeu și gestante. Mai bine ai cumpăra o bivoliță gata cu lapte. Nu. Vindem mașina și luăm o bivoliță. Nu. Mai bine aștept. Cu o bivoliță pe care nu o cunosc, nu se compară cu Măriuca care a văzut cum se comportă. Ești că-i... Dar la cât ești tu de bun și de priceput cu animalele, poate că se dă după cine. Nu. S-ar putea să cumpărăm totuși încă un pui de bivoliță dacă nu fată Măriuca la... Primăvara. Dacă nu ne lămurim că e gestantă, dacă nu e gestantă încă, o să mai luăm un pui, probabil. Ne ajută Dumnezeu, ne ajută bugetul sau așa mai departe. Pentru că e cam singurică. Dar astea sunt proiecte și năzuințe de viitor. În funcție de cât de mulți oameni se uită la videoclipurile noastre, cât de mulți bani facem din YouTube. Da! Vai de mine, faceți bani din YouTube! Da! Deja avem câteva sute, cred că 400, cel puțin 400 de videoclipuri.
Pentru noi asta e munca noastră, cu asta ne ocupăm și vrem să facem un pic de venit din YouTube. Vă mulțumim membrilor canalului Orășan la Țară și dacă vreți să susțineți activitatea noastră și aventura pe care noi o trăim la țară, accesați butonul Alătură-te și deveniți membri. Vă mulțumim pentru vizionare, vă mulțumim pentru comentarii, pentru like-urile voastre, pentru încurajări, măcar acolo pentru algoritm să scrieți ceva și să dați un like. Vă salutăm și ne vedem data viitoare!